Consilierii județeni prezenți în ședința ordinară din data de 20 februarie au aprobat proiectul privind bugetul propriu al județului Călăraș și estimările pentru anii 2021-2023. Proiect de hotărâre numărul 5 privind aprobarea bugetului propriu al județului Călăraș pentru anul 2020 și estimări pentru anii 2021-2023. Au fost formulate amendamente de către inițiator și urmează ca proiectul de vot să fie supus pe capitole, sub votul noastră, pe capitole bugetare, în momentul în care vom proceda la vot. Da. Vreau citirea amendamentelor? Vreau să dați citire, vă dau eu citirea amendamentelor. La proiectul de buget numărul 5, aș dori să se aprobe introducerea în bugetul pe 2020 a sumei de 1.300.000 de lei, 100.000 de lei transferul cheltuieli curente ale Spitalului de Urgență Călăraș, 1.000.000 de lei, iar 300.000 de lei pentru transferul de capital la Spitalul de Urgență Călăraș, suma de 1.300.000 de lei să fie asigurată prin diminuarea bugetului de cheltuieli la capitolul 5102, autorități executive. La proiectul de privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat... Nu suntem acum. La următor. Mai am și eu niște amendamente de făcut la bugetul propriu. Hai să le votăm. Hai să le votăm. Cine este pentru acest să ducem bani la spital pentru funcționare 10 miliarde vechi și 3 miliarde pentru aparatură urgentă pe care spitalul a solicitat-o. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, amendamentul propus de către inițiator a fost aprobat. Da? Ai și tu, domnul Barbu? Da. În anexa 3, punctul B, în momentul de față avem inclus la poziția 1, reabilitare, modernizare, clădire, sediu CJ Călăraș, PT, execuție lucrări. Propun diminuarea sumei de 700.000 de lei, cât e prins în proiect, cu 200.000 de lei și realocarea sumei către o nouă poziție la capitolul 70.02, dezvoltare publică, alte cheltuieli de investiții, pentru a elabora documentația tehnică, studiu de fezabilitate pentru înființarea rețelei de distribuție a gazelor naturale în UAT membre Dunărea Sud Gaze, inclusiv taxe avize. Asta era propusă la excedent. Dar o propun la... E același lucru. N-are nicio relevanță. Să spunem că de unde... Luăm de la funcționarea Consiliului de Țean. De la reabilitarea. Stați așa. Domnul Geană, vă rog. Este un proiect multianual. Suma care a fost introdusă în proiectul de buget a fost fundamentată pe baza unui grafic de execuție. Dumneavoastră îmi spuneți acum să înfrânesc constructorul să-i spun să lucreze mai încet. Asta îmi spuneți un lucru. Să cheltuiți toți banii în acest an, aia 700.000 de lei? Exact. Deci pe baza graficului care l-am cerut la demararea contractului, pe baza acelui grafic am fundamentat suma care a fost un buget. Doamna Mureșa, noi avem, ca și domnul vicepreședinte, noi aveam prevăzut 20.000 de lei pentru introducerea poziției, elaborarea documentației, studiul de fezabilitate pentru ființarea rețelei de distribuție gaze. Aici aș veni să completăm cu 280, sau 180, să mai completăm cu 180. Putem să luăm tot de la capitolul bugetar 5102? Inițial, amendamentul care îl aveți dumneavoastră este pe lista de investiții finanțate la proiectul 6, din excedent. Da. Acolo nu mai există decât o marjă de 41.000 de lei până la suma totală pe care o avem în cont ca și excedent. De unde am putea să luăm acum, să completăm cu 180, să putem să punem 200.000? Lista de investiții din buget prin diminuarea cheltuielilor la aparatul propriu, urmând ca la aparatul propriu prima rectificare de buget să completăm aparatul propriu cu cheltuieli. Valoarea obiectivului SF introducere gaze naturale să ajungă la suma de 200.000 de lei. 200.000 de lei. Noi am propus 20.000, domnul Barbu a propus 200.000. Vă explic de ce. Pentru că a fost depusă, după cum știți, județul Călăraș e prins într-un proiect pilot la nivel național. Premierul a spus de nenumărate ori că în exercițiul financiar următor al UE
vom trage vreo 500 de milioane de euro pentru înființare și extindere rețele de distribuție gaze în toată țara. Noi avem această șansă că suntem în acest proiect pilot, județul Călăraș. Și atunci e foarte oportun să dăm drumul, să facem SF-ul. SF-ul evident costă ceva mai mult, probabil se face undeva la 1 milion de lei. Și de ce? Pentru că se referă la 11 localități, cuprind în proiect 42.000 de cetățeni, 1.000 de agenți economici. Valoarea proiectului fiind peste 40 de milioane de euro. De-aia și SF-ul este mai scump. Dar pentru a putea da drumul la procedură ca în următoarele 3-4 luni să facem SF-ul, e nevoie de acest amendament urgent, ca să zic așa. Deci, doamna Mărășan, din cheltuie de funcționare Consiliului Județean, luăm 180.000, îi adăugăm ca să putem să aprobăm acum și propun acest amendament spre aprobare. Cine este pentru introducerea poziției 9, capitolul 702, cu diminuare de la 5102? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Numai acest amendament cu 200.000 de RON a fost aprobat, studiul de fezabilitate pentru rețea de distribuție. Am o întrebare. Da. De ce sunt doar 11 localități? Ce se întâmplă cu celelalte localități? Nu vă dau eu răspunsul aici, pentru că conducta de gaze care vine către fabrica de sticlă trece până apropierea unor localități. Nu am vrut să extindem mai mult, pentru că avem, ca și exemplu, Ecosalubris Management, și unde nu e prezența unui primar sau unui delegat al primarului, nu putem să luăm hotărâri. Fiind asociația de dezvoltare intracomunitară, funcționează pe baza legii și aici funcționează foarte greu. Am luat un pachet de 9 localități, 11 localități, în care cele 11 să realizeze obiectivul în primă fază, după care ne extindem faza 2 cu celelalte localități, cerându-le să devină membri și ei. Dar dacă luăm să punem tot județul, va fi foarte greu să-l gestionăm pentru a putea să luăm aprobările necesare deciziilor rapide pe care ni le va cere Ministerul Dezvoltării pentru acest proiect. Mai completez eu cu ceva. Mai sunt localitățile Borcea, Mitreni, Curcani, Plătărești, care individual și-au depus, cred că și Șoldanu, și-au depus tot la Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării în cursul acestui an, pentru că ministrul se ocupă direct și personal de acest proiect foarte mare. Deci ei și-au depus, unii dintre ei chiar au SF-uri. Deci nu e unicat acest ADI. E bine că există acest ADI și cei care l-au inițiat în urmă cu 2 ani, merită felicitări că parcă au intuit treaba asta. Noi speram să luăm niște fonduri pe PNDL, dar e mai bine că atragem fonduri europene pentru tipul ăsta de proiect. Deci mai sunt și alte localități care au depus chiar SF-uri în cadrul acestui proiect. Dar sunt toate localitățile de pe conducta de înaltă presiune de la Fundeni până la Olteniță. Facem un alt ADI. Consiliul Județean e dispus să înființeze mai multe ADI pentru ca să putem să luăm decizii rapide, nu să facem un singur ADI acolo pe județ, să nu putem să funcționăm. Facem pe zona Olteniței 1, mai facem pe zona Dragalina, dacă e nevoie, un alt ADI. Facem în așa fel încât să le poziționăm cu decizii rapide și cu zonă compactă. Știți care e treaba cu ADI? Dacă ne încurcăm în birocrație, durează câteva luni. Eu nu spun că nu trebuie făcute, dar v-am zis că sunt și UAT-uri care au depus. Pentru că trebuie să depui foarte rapid anul ăsta SF-ul. Dacă mai facem alt ADI, poate să intre în acest ADI, nu știu, rămâne de discutat. S-ar putea până la sfârșitul anului să nu înființez alt ADI și să fii în stare să faci SF-ul. Asta e singura eventuală problemă. Mai am un amendament de făcut. Rămâne de văzut dacă se va aproba. În ideea în care am reduce suma de 9 milioane luată din excedent către DGSPC pentru asigurarea funcționării DGSPC, am un amendament de făcut. În sensul că Centrul Istoric-Cultural Călăraș, fostul Palat Administrativ, PTD și Execuție, i-au fost alocat în buget 4 milioane de lei. Eu aș face întrebarea către domnul director Geamă, în ce stadiu ne aflăm cu achiziția acestui PT, în ce fază de licitare suntem și cam care sunt termenele de realizare a diverselor faze, astfel în așa fel încât anul ăsta să și cheltuim banii ăștia. Că dacă nu putem să-i cheltuim, îi ținem blocați degeaba, îi alocăm degeaba. Eu nu cred că noi ne vom apuca de lucrări anul acesta. V-aș ruga să ne dați un răspuns. Și propunerea mea, dacă va fi, să diminuăm cu 3 milioane de lei
să lăsăm 1 milion de lei la această lucrare, pentru că eu cred că anul ăsta mai mult de PT, ne spuneți dumneavoastră ce termene sunt, nu cred că vor fi, va putea fi realizat decât PT-ul la această lucrare. În momentul actual, achiziția PT-ului cu execuție la Palatul Administrativ este în fază de analiză de propunere tehnică. Sunt rămași în cursă, în cursa de calificare și de câștigare a licitației 3 ofertanți. Pot spune că dacă lucrurile merg normal, în termen de o lună am putea maxim, deci în termen de maxim 2 luni, să zic, am putea închide procedura de achiziție și a lansa ordinul de începere pentru execuția PT-ului. PT-ul are termen de execuție 4 luni de zile. Am prevăzut în fișa de date și în fișa de date a achiziției o perioadă de 2 luni de zile între executarea PT-ului. De fapt, am prevăzut în fișa de date că DTAC-ul, adică documentația pentru autorizația de construcție, să fie predată în prima etapă a contractului de proiect în primele 2 luni de zile și noi sperăm ca până la finalizarea PT-ului, dar ne-am luat o marjă de siguranță de 2 luni de zile, să obținem autorizația de construire. Deci asta ar însemna maxim 6 luni de zile până la darea ordinului de începere pentru execuția lucrării. Avem deja acum, din punct de moment, am luat ca împrumut pentru asistența socială 9 milioane, să putem să funcționăm măcar până la luna iunie tot ce înseamnă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Dacă noi acum nu luăm din fondul de rulment să ne împrumutăm, trebuie să luăm din veniturile Consiliului Județean. Veniturile Consiliului Județean sunt mai mici, cu 39 de milioane de ron pe anul 2020, și o să avem decalaje de a putea să fim în situații limită, să nu putem să asigurăm salariile subordonatelor. Sunt de acord. De aia am propus diminuarea sumei cu 30. Păi nu, dar avem deja, noi am prevăzut, adică doamna director Mureșan a prevăzut, dacă noi la momentul ăsta nu putem să luăm din cheltuielile de fondul de rulment, să-i ducem în cheltuieli curente. Deci legea ne interzice să luăm din singura... unde permite legea, singura zonă unde permite legea, să ne împrumutăm din fondul de rulment să asigurăm asistența socială a județului. Ala-i singurul capitol bugetar unde ne permite legea. Domnule președinte, dacă îmi permite să întreb. Constat că ne adunăm în ședință de Consiliul Județean. Acest proiect a fost în dezbatere publică. Au avut loc comisii unde se puteau face și discuții, și amendamente. Acum mă întreb și eu retoric. Oare de când a apărut bugetul, nu ați avut ca executiv timp să discutați toate amendamentele și toate lucrurile astea pe care vreți să ne le propuneți astăzi, ca noi într-o ședință să și le ascultăm, să și le judecăm, să și aprobăm? Eu consider că, mai ales că dacă aceste probleme și amendamentele ridica unul din consilierii județeni, care nu participă în executiv zi de zi, erau plauzibile, dar totuși aveți 8 ore pe zi în care să discutați toate problemele astea. Eu nu știu dacă dăunează, dacă sunt făcute niște clarificări în plen, poate nu... Nu dăunează, numai că lucrurile astea trebuia să fie discutate, că de-aia avem comisii. Sunt opinii diferite, de asta opinii diferite în plenul. Noi trebuie să și aprobăm sau să nu aprobăm. Ne punem într-o situație dificilă. Votul e la dumneavoastră. Doamna Mureșan, vă rog cum o să ne dați explicațiile. Era ideea dacă putem să diminuăm cu 3 milioane de lei de la Palatul Centru Sociocultural. Eu zic că se poate, pentru că se poate reconstitui suma la rectificare, dacă e necesar să o și cheltuim și să nu mai tragem 9 milioane de lei din excedent. Asta era ideea. Lămuriți-ne, poate eu nu am dreptate. Deci, să lămurim puțin două lucruri. În fiecare an, în baza legii bugetare, construim un buget de venituri și cheltuieli. Veniturile bugetare în anul în care existăm sunt definite ca surse. Peste aceste venituri avem un cont distinct în care se strâng toți banii necheltuiți din anii precedenți și îl numim noi astăzi, conform legii, excedent bugetar. Ca atare sunt două surse de finanțare a cheltuielilor. Bugetul cu veniturile recurente, excedentul care este într-un cont distinct, disponibil începând cu 1 ianuarie al anului curent. Momentul în care noi am construit bugetul, în funcție de necesarul de cheltuiele ale fiecărui ordonator de credit de terțiar,
precum și pentru activitățile specifice ale Consiliului Județean, am gândit următorul lucru, încadrându-ne în legea bugetului de stat pe acest an, în sensul următor. Legea prevede alocarea către bugetele județelor sume din TVA pentru cheltuieli descentralizate, însemnând asistență socială, personal medical, programul școli, alte cont, fructe și așa mai departe. Mai prevede sumă defalcată din TVA pentru echilibrare bugete, sumă defalcată din TVA pentru cheltuieli cu drumuri județene și comunale și cotele din impostul pe venit care se aprobă în fiecare an și distribuirea lor, conform legii bugetului de stat. Lângă acestea se adaugă veniturile proprii, care la nivelul Consiliului Județene sunt de regulă mici, însemnând că Consiliul Județean nu percepe impozite și taxe de la populație ca o primărie de municipiu sau oraș sau comună. În acest context, la momentul construirii bugetului, în funcție de necesarul de cheltuieli și de sursele care le-am primit prin legea bugetară anuală, am făcut trimestrializarea acestuia. Este o cerință a legii finanțelor publice, astfel încât bugetul să fie anual, să fie exprimat în lei, să fie trimestrializat și să fie echilibrat în cadrul anului și în cadrul trimestrelor. Atât. Deci ce avem la venituri, trebuie să avem și la cheltuieli pe an și trimestre. În momentul în care noi am colectat toate sursele de venit și am executat trimestrializare în conformitate cu adresa Ministerului Finanțelor, în care ne-au comunicat că acele surse care le-am enumerat sunt trimestrializate conform deciziei Ministerului Finanțelor, noi le-am integrat la venituri în buget conform acestei decizii. Ca atare nu putem modifica între trimestre aceste surse. Deci dacă la venituri proprii am avea posibilitatea să încasăm și să putem să ne facem noi o prognoză între trimestre. Colectând apoi toate cheltuielile, în funcție de necesarul lor, de a cheltuieli de personal, modul în care se plătesc lună de lună în cadrul trimestrelor și așa mai departe, și la funcționare, am constatat că între veniturile din trimestru 1 și 2, totalul lor, și cheltuielile din trimestru 1 și 2, există deficit de bani. Adică cheltuielile sunt mai mari decât veniturile care le avem în trimestrul 1 și 2. De ce s-a întâmplat acest lucru? Cheltuielile sunt mai mari pentru că Direcția de Asistență Socială are o finanțare, prin excepție anul acesta, mai mică decât în anii precedenți. Având acest deficit de surse la asistență socială, a trebuit să ne... Cât e deficitul? Deci, bugetul de stat, conform legii, a alocat 11 milioane de lei și în același timp legea prevede ca finanțarea de la bugetul de stat să fie 50% și finanțarea de la bugetul Consiliului Județean 50%. Ca atare, statul a alocat 11 milioane de lei, Consiliul Județean a trebuit să aloce încă 11 milioane de lei. Cu 22 de milioane de lei însemna funcționarea Direcție de Asistență Socială circa 3 luni și jumătate. Am gândit în același timp că perioada aceasta, care începe cu campanie electorală, cu alegeri, cu discuții, cu problemele care se întâmplă din punct de vedere politic în țară, am considerat că va fi mai greu ca guvernul să aloce o sumă suplimentară pentru funcționarea acestor instituții la nivel de țară, pentru că nu-i specifică doar Călărașului, este la nivelul tuturor consiliilor județene. Ca să putem asigura funcționarea până în iunie a Direcției de Asistență Socială, am considerat că trebuie să prevedem cheltuieli astfel încât să funcționeze. Ca atare, prevăzând aceste cheltuieli, am creat în trimestrul 1 și 2 acest deficit de 9 milioane de lei. În același timp, fiind deficit în 1 și 2, avem excedent în trimestrul 3 și 4, tot la nivelul a 9 milioane de lei. Singura variantă de lucru, pentru că nu putem modifica trimestrele la venituri, a trebuit să ne împrumutăm în acel cont de excedent
să aducem din el 9 milioane în trimestru 1 și 2 și ceea ce voiam să finanțăm cu acești 9 milioane pentru investiții din excedent, i-am introdus în buget în trimestrul 3 și 4 unde am excedent de venituri. Este o tehnică de lucru și o prevedere a legii bugetului de stat unde putem, existând acest deficit la DGAS-uri, putem să finanțăm această asistență socială din excedent. Domnul Barbu, vă rog frumos să propuneți amendamentul, citiți amendamentul ca să putem să supunem. Da, amendamentul constă în diminuarea sumei de la anexa 3, investiții noi, B, punctul B, poziția 2, centru sociocultural, de la 4 milioane de lei la 1 milion de lei. Am explicat de ce. Cine de acord cu acest amendament? Cine este pentru? Voturi pentru, le nominalizez. Domnul, domnul vicepreședinte Barbu, domnul consilier Tenciu, domnul consilier Filimon, domnul consilier Rogoz, domnul consilier Nedelcu, domnul consilier Mangiaru, domnul consilier Deculescu. Cine se abține? Cine se abține? Abține? Abțin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, abține. Împotriva? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, abține, vezi, diferența. Amendamentul a picat. A picat, da. Mai am niște amendamente de făcut, o să terminăm foarte rapid. Anexa 2.6, Centru Județean Cultural. La poziția 3, Valentine's Day, care s-a și întâmplat. Este o activitate care nu s-a desfășurat an de an. Eu nu înțeleg cum s-a desfășurat fără să aibă acordul plenului Consiliului Județean. Din punctul meu de vedere, ar trebui să nu aprobăm această poziție. Deci amendamentul e ca din lista, calendarul de activități, să fiți de acord să eliminăm această poziție. Cine este de acord cu amendamentul acesta? Cine este pentru? Deci, cel de-al doilea amendament. Unu, un vot, amendamentul, două voturi. Domnul consilier Barbu, domnul vicepreședinte Barbu, domnul Nedelcu, Nedelcu, Deculescu, să nu aprobăm poziția 3 din calendarul de activități. Cine se abține? Cine se abține? Da? Împotrivă? 3, 4, 5, 6. Restul. Și împotrivă? Niciun împotrivă, restul abține. Cu 4 voturi pentru amendamentul a fost respins. Le-ați nominalizat? Am nominalizat domnul Barbu, domnul Deculescu, domnul Rogoz, domnul Nedelcu. Așa. Dar din punctul meu de vedere, organizarea acestei, mă rog, cheltuirea celor 61.000 de lei n-a fost legală. Dar mă rog, e punctul meu de vedere. Am intrat. Dar nu sunt singur. Nu sunt singur. Ai intrat de campanie de vreme. Am un cont organizat în stânga mea, da. Numai un pic. La poziția 4, sunt propus organizarea evenimentului de Dragobete, la Călăraș, Lecliu, Oltenița. Constat că, da, e bine că ne extindem cultural așa și la Lecliu și la Oltenița și la Sărulești. Da. Propune eliminarea acestui eveniment pentru a face economie la bugetul local. Eliminarea poziției 4 din calendarul de activități. Propus de către... Calendarul de activități la COVID, ordonatorul principal de credit. E deja aprobat acest calendar de activități. Păi, de cele prevăzute? Păi nu stai puțin. Punem bugetul dumneavoastră, ați luat acum să analizați în plen calendarul de activități al centrului... Păi, nu trebuie să-l aprobăm, domnul vicepreședinte. Da, domnul vicepreședinte, dacă aveți doriți asta, ce vreți să... Nu, numai un pic. Eu am constatat că 60% din total buget, 24 de milioane de lei, se consumă în primele 5 luni ale anului. Nu cumva facem noi campanie electorală așa pe bani publici? Facem ceea ce am promis când am preluat mandatul, că vom aduce activități în județul Călăraș și noi am prevăzut primii bani. Cu precădere până în iunie. Cu precădere trebuie să o facem până în iunie. Păi și ce deranjează dacă facem bine județului Călăraș și Călăraș? Nu, vă spun ce deranjează. În momentul în care organizezi Ziua Femeii la Sărulești într-un ballroom și aloci 300.000 de lei pentru Sărulești, Lecliu, Călăraș, mie mi se pare o risipă. Da.
Dar de ce s-a mutat polul cultural la Sărulești? Dar cum? Nu s-a mutat. Există programul de activități unde sunt acolo etnie romă, unde putem să putem să ajungem și să încercăm să rezolvăm aceste probleme, că nu s-a întâmplat. Dar cu primării CSD cu precădere. Domnul director, vă rog frumos. Domnul președinte, să mutăm ziua femeii noiembrie, ca să nu mai... E perfect. Chitarea Dunării, care se organizează la Călăraș, an de an. S-a mutat la Lecliu, cu un buget de mare, un miliard jumate. Care e motivul pentru director, diacon, vă rog frumos, dați răspunsul domnului vicepreședinte Bala. După cum știți, anul trecut mi-ați aprobat ideea două filiale ale Centrului Județean de Cultură și Creație, unul la Orcânița, unul la Lecliu. Mi se pare normal să facem spectacol și acolo unde avem alte filiale, pentru că sunt tot ale noastre. Da, mai ales în acesta. Există femei și la Lecliu, există femei și la Sărulești și la Orcânița. Și la Călăraș există femei. Și la Călăraș avem spectacol, avem pe da. Să facem pentru toți locuitorii județului și cel putem din banii aia puțin care ne-ați dat ora asta, că mai puțin că am trecut și, și mult mai puțin acum, decât acum 2-3 ani și nu mai spun cât de puțin. Păi spuneți domnul, aveți așa o grijă deosebită față de bugetul local în condițiile în care față de acum 3 ani, de la 24 de salariați am avut la 53 și s-a dublat fondul de salarii. Așa vi se pare că dumneavoastră faceți un manager eficient al Centrului Cultural? Asta spune. Vreți să facem dialog sau vorbim? Păi nu, vă răspundeți. Nu, responsabil prin dispoziția președintelui este domnul Barcu de centru. Uitați-vă, o propunere foarte concretă. La poziția 17, la flori de mai, propun diminuarea bugetului festivalului de la 400.000 de lei la 200.000 de lei. Mi se pare o sumă enormă pentru 3 zile. De 3 chitare aducem o chitară. Da? Deci la flori de mai propun diminuarea bugetului de la 400.000 de lei la 200.000 de lei. Vă rog, supuneți votului, domnul. Domnul Barbu, vă rog frumos, formulați amendamentul pe câte... Deci, la poziția 17 din calendarul de activități al Centrului Cultural Județean, propun diminuarea sumei alocate pentru festivalul Flor de Mai de la 400.000 de lei la 200.000 de lei. Asta este. Cine este pentru? Nu, da, există. Cine este pentru? Dar există o fundamentare, un calcul. Da, ne uităm pe ce s-a cheltuit în anii precedenți. Păi trebuie să ne uităm până acum, domnul vicepreședinte, da? Dar am spus eu că trebuia lucrurile astea să fie discutate. Unde am făcut un amendament? Vă rog să vă exprimați. Cine este pentru? Vă rog să țineți mâna sus, să număr și să nominalizez. Da. 1, 2, 3, 4. Domnul vicepreședinte Barbu, domnul consilier Rogo, domnul consilier Magiaru, domnul consilier Deculescu. 4 voturi pentru amendament. Cine se abține? Abțineri nenominalizate numărate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 abțineri. Și voturi împotriva? Niciun vot împotriva, nu mai abține. Da. Mulțumesc. Nu a trecut. Dar vreau și eu, acum am și eu la punctul B, la proiectul de hotărâre, la proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar. Păi n-am mai zis. Următorul proiect. Îmi spuneți că pot să trec la vot. Da. Păi acum mai aveți ceva? Nu. Nu, puteți să treci la vot. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile legale referitoare la votul bugetului, respectiv că acesta trebuie să fie aprobat de către consilieri, pe capitole, titluri, articole și alineate, o să-mi permiteți să dau, durează puțin această procedură, o să-mi permiteți să dau citire capitolelor și să le supunem la vot pe capitol. Trebuie să, la votarea... Sigur că da. O să atrag... Să țineți cont cei care sunteți incompatibil să vă abțineți de la vot sau să nu participați. Nu participă la aprobarea bugetului. Următorii consilieri. Tâlcanu, Filimon, Marin, Manole, Deculescu. Ăștia sunt incompatibili. 5. Deci 5, 29 minus 5, 4. Trebuie să avem 24 de voturi
exprimate. Așa. O să-mi permiteți să dau citire capitolul pentru... Deci se aprobă bugetul aparatului propriu al Consiliului Județean Călăraș, bugetele ordonatorilor terțiari decrete ai acestuia, precum și bugetele aferente activităților finanțate din bugetul județului Călăraș pe anul 2020, precum și estimările pentru anii 2021-2023, la partea de venituri potrivit următoarelor capitole bugetare. Deci 0402 cote și sume defalcate de impozitul meu, cine este pentru? Se abține cineva? Împotriva? Unanimitate de votul dintre cei care pot participa la vot a fost aprobat capitolul 0402. 1102. Sume de pagat din TVA. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi aprobat. 1602. Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate de voturi aprobat. 1802. Alte impozite și taxe fiscale. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Unanimitate de voturi aprobat. 3002. Venituri din proprietate. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi aprobat. 3302. Venituri din prestări de servicii și alte activități. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi aprobat. 4202. Subvenții de la bugetul de stat. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate aprobat. 4302. Subvenții de la alte administrații. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi aprobat. La partea de cheltuieli pentru următoarele capitole bugetare, cu specificația că în cadrul acestor capitole dezbaterea și votul se face și pe titluri, articole și alineate. La partea de cheltuieli pentru următoarele capitole bugetare. 5102, autorități executive. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate de voturi aprobat. 5402, alte servicii publice generale, sub capitolul 5402.10, servicii publice comunitare de evidență a persoanelor. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Cu unanimitate de voturi, aprobat. 5502, tranzacții privind datoria publică și împrumuturi. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, aprobat. 5602, transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, aprobat. 6002, apărare. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, aprobat. 6102, ordine publică și siguranță națională. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Cu unanimitate de voturi, aprobat. 6502, învățământ. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi, aprobat. 6602. Sănătate. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi, aprobat. 6702. Cultură, recreere și religie. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi, aprobat. 6802. Asigurări și asistență socială. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi, aprobat. 8402, transporturi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi? Aprobat. 8702, alte acțiuni economice. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi? Aprobat. Specificație din nou, că în cadrul acestor titluri, pe articole, în cazul acestor capitole, pe titluri, articole alineate, potrivit anexei numărul 1 și a subanexelor acestea, de la numărul punct 1.1 la numărul 1.12 și de la numărul 1.14 la numărul 38 din proiectul de buget. Se aprobă creditele bugetare aferente sub capitolului 540250, alte servicii publice generale, iar în cadrul acestuia, pe titlul articole alineate potrivit anexei numărul 1.13, cotizații la asociațiile de dezvoltare intercomunitare. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Unanimitate de voturi aprobat. Articolul 2. Se aprobă bugetele instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2020, precum și estimările pentru 2021-2023, la parte de venituri potrivit capitolelor bugetare. Venituri din 30-10. Venituri din proprietate. Cine este pentru?
Abțineri, împotrivă, unanimitate de voturi, aprobat. 33.10, venituri din prestări de servicii și alte activități. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, unanimitate de voturi, aprobat. 34.10, venituri din taxe administrative, eliberări permise. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, unanimitate de voturi, aprobat. 34.10, venituri din taxe administrative, eliberări permise. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, unanimitate de voturi, aprobat. 43.10, subvenții de la alte administrații. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, cu un atât de voturi, aprobat. Iar la partea de cheltuieli, pe următoarele capitole bugetare și în cadrul acestora, pe titlul articolului aliniate potrivit legii. 54.10. Alte servicii publice generale. Ce este pentru? Abțineri, împotrivă, cu un atât de voturi, aprobat. 66.10. Sănătate. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, cu un atât de voturi, aprobat. 67.10. Cultură, recreere și religie. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, cu unanimitate de voturi, aprobat. 68.10. Asigurări și asistență socială. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, cu unanimitate de voturi, aprobat. 87.10. Alte acțiuni economice. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă, cu unanimitate de voturi, aprobat. Specificăm din nou că în cadrul acestor capitole votul se dă pe titlul articolele aliniate potrivit anexei numărul 2 și a subanexelor acestora de la 2.1 la 2.7. Se aprobă creditele bugetare aferente sub capitolul 87.10.50, alte acțiuni economice, iar în cadrul acestui capitol, pe titlul articolului și aliniate potrivit anexei 2.8, Direcția Județeană de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cărălași. Cine este pentru? Se abține cineva? Dumneavoastră, domnule consilier, cum ați votat? Eu? Nu, domnul consilier Rădulescu. Ați votat contratim și n-am... Pentru? Pentru. Abțineri, împotrivă, cu un anumit de voturi, aprobat. Se aprobă programul de dezvoltare finanțat din bugetul propriu al Județului Cărălași până în 2020, potrivit anexei 3. Cine este pentru? Cine se abține? Împotrivă, cu un anumit de voturi, aprobat. Se aprobă lista proiectelor cu finanțare externă nerambursabile finanțate din bugetul propriu al Județului Cărălaș pe anul 2020, potrivit anexei 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu unanimitate de voturi, aprobat. Domnule președinte, supuneți votul final. Supuneți bugetul votului final. Cine este pentru aprobarea bugetului așa cum a fost propusă și votată pe amendamente? Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Cu cele patru nepărți. Cinci 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 n